Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria de Survival Games. Ca de obicei, fraților, vreau să vă reamintesc foarte rapid să apăsați pe butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri pentru acest episod. Va fi de dreptul genial, pot să vă promit asta. Și sper că o să strângem în jur de, nu știu, 400 de like-uri măcar pentru episod. Ok, jucăm pe Holiday Resorts azi și am un skin pe care nu-l înțeleg. Jur, nu înțeleg ce-i skin-ul ăsta, dar nu contează asta. Contează că am disguise și că n-o să-mi iau target. Bun. Uite, chestie bună. Am găsit sabie și văd că nu vine nimeni pe ruta din sud, ceea ce e ciudat. Adică, de obicei, toată lumea mai ia pe ruta asta. Sau, mă rog, aproape toată lumea. Acum mă gândesc că n-a venit nimeni. Ok. Nu e problemă, nu mă supăr chiar deloc. Aș fi preferat cei drept Holiday Resort 2. Îmi place mai mult, e mai fancy, așa mai... Da, merge și varianta clasică. Ok, văd că au murit cam puțin playeri. Adică se mențin bine. Dar nu-i problema, că îi omorâm noi. Să mai prind niște chestii, niște armură, niște așa și merg. Bun. Ia să vedem pe aici. Știu că e la etajul un tier 2. Și cam atât, mi se pare. Doar un tier 2 aici înăuntru. Sau că sunt două. Chiar nu mai știu, să fiu sincer. De când am mai jucat Holiday Resort, chiar nu mai știu. Da, nu-i bai. Hai să vedem. 16 player, văd că au început să se omoare. Da, deci aici am avut dreptate, era tier 2. Mr. Blood Mary i-a pus la bounty. Sper să nu fie ceva codat sau... Că am mai văzut chestia asta. Pui bounty unui codat. Nu pot ce te omoară. La modul, pui bounty ca să-l omoare pe el. Să își focuseze atenția asupra lui. Acum, nu știu, poate moare și ăla. Mister, cum îl chema, a murit. Ăștia mor cam aproape de mine. Sau, mi se pare mie. Adică mie mi se pare că i-am auzit chiar aici, lângă mine. Da, probabil că mi s-a părut. Sau n-am auzit bine, habar. Cei drept, 2 minute au trecut și au murit 13 oameni până acum. Asta în cazul în care eram full. Nu știu, mi se pare că eu cel puțin am intrat într-o arenă de 23. Că mai aveam un loc. Acum nu știu sincer să fiu dacă am rămas la început 23. Dar oricum au murit un număr destul de mare de oameni, ținând cont că au trecut doar 2000 de ceva și am rămas 11. E ok. Ok. Să vedem cum. Bă, deci de data asta chiar am văzut că e în partea asta. Ok. Uite-l pe ăsta. Lol, frate, ce faci? Ăsta n-are nimic. Serios? Rip. Acum chiar că nu mai are nimic. Nici viață. Ok, hai că iau asta. Partea aia, 7 player, frate. Am. Ok. Deci am rămas 7 player. Interesant, foarte interesant. Ținând cont că am jucat abia 3 minute și un pic. Dar na, mai sunt și meciurile astea când pur și simplu mor ăștia așa toți. Habar n-am, uite pe ăla. Nici ăla n-are nimic, uite la. Nu cred. Frate, cum să n-ai nimic? Doamne, eu nu înțeleg. Sau poate face vreunul naked challenge, ce știți voi. Să facă fără armură, fără nimic. Da, chestia asta e rară. Deci, da. Eu se scai ca văd. Era să zic că are un skin ca al meu, dar de fapt eram eu în tab. Ok. Hai să vedem, ăla se ducea spre spawn cumva. Sau cel puțin așa mi s-a părut mie. Așa că hai să vedem dacă e aici. Uite-l. Lol. Nici n-a știut ce l-a lovit, frate. Și de bun. Gata. Mersi pentru sabie. Mersi pentru tot. Ok, hai să ard asta. Bam. Bam, bam. Ardem tot. Mă mai uit în jur că nu se știe când vin nemernici ăștia. Ia mă să mă uit din curiozitate așa. De fapt, hai să nu mă mai uit că și asta de mai devreme s-a uitat și a murit. Deci, da. Bun, 6 playeri. Haide, se poate. Sper să nu fie vreun timp ceva, că nu prea am chef acum să fac tryhard, dar
dacă se întâmplă totuși, încerc să-i bat. Adică am două golden apple-uri, ar trebui să nu am probleme. Am un diamant, ce-i drept, dacă aș mai fi găsit unul ar fi fost genial, dar merge și așa. Bun, hai să mă uit după ăștia. Acolo... Nu știu, frate, unde naiba se ascund ăștia, n-am idee. Trebuie să... În partea aia, deci în partea aia am auzit. Hai să merg în partea aia, deci... S-or fi despre casino? Aba nu. Or fi luat chesturile alea mai din spre plajă și după aia s-au dus la casino sau habar n-am, nu-mi dau seama. Că eu când am fost nu era nimeni. Ceva acolo... Ok, păi atunci mă duc spre casino. Dacă nu e nimeni mă duc pe plajă. Sau mai degrabă m-aș duce direct pe plajă, că acolo stau toți playerii, mare parte când... Pa. 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 Tu crezi că ești singurul, mă, care mănâncă gheppel? Tu crezi că ești singurul, mă? Tu crezi că eu n-am gheppel-uri, mă? Băi, ăsta. Mi-a plăcut, am mâncat gheppel, am văzut o chestie albastră după colț și mi-am dat seama că e gheppel. Și om a venit pe mine la modul, băi, am dat niște săgeți, eu am mâncat gheppel, el nu. Da, m-am prins, fraiere. Hopa, bă. Hai că în partea aia am auzit, ok, hai să ard iteme. Da, am aruncat casca, dacă acum o să mă înjurați că am aruncat casca aia. Oricum e aceeași protecție, deci nu prea are importanță. Bun. Ia să vedem, aruncăm astea, arunc și astea. Păstrez numai chestiile astea. Bun, hai să mai fac un FNS să fie. Și cam aia e. Bun. E ok, e chiar ok. Hai să vedem cum mă descurc și în deathmatch. Am rămas cu Tarkes. Tarkes ăsta văd că n-are pantaloni. Nașpa de el, ce pot să zic. Și AFK, serios? A, nu. Hai. Ce că team. Da, frate, imediat o să fac team. Serios? Serios? O să fugi în continuare? Oh. Fuck me. Pa, hai încă o săgeată. Hai frate, ce dracu e asta? Ok, timpul să mă duc pe el. Așa. Păi, cam atât a fost cu episodul ăsta de Survival Games. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. E foarte important pentru mine. Să dați un comentariu, să dați și un share. Și ne revedem în următorul episod. Deci, la revedere!